Bună ziua! Domnul să vă binecuvinteze și pacea lui Domnul Iisus Hristos. Am ajuns la bucătărie. În sfârșit! Mea, și vreau să le fac un strudel cu mere și o să fac și un pui prăjit cu cartofi ceva mai repede. Și aici am pus jumătate de unt, pentru ca să pun în aluat. E jumătate de unt aici. Aici pun lapte să se încălzească ca să frământ aluatul. Să frământ aluatul. Cred că atât e destul. Și eu cred. Așa. Punem zahăr. Punem zahăr în lapte. Și ia ca așa. A venit soacră mea ca. A venit, da. Și își face treaba. A venit ajutorul meu. Își face treaba, nu? Mulțumim, domnule. Da. Așa e. Acum zahăr pune și dumneavoastră după gust. Eu pun așa. Două mâini. Două mâini. Nu mai este altă. Îmi pare rău că eu așa știu. Mm. Da. Ce păi, să fac? Nu. Și bătrânele de la țară tot așa știe, nu? Da. Ce să fac? Asta e treaba mea, cum să zice. Acum punem și zahăr vanilat, mă să mă uit să văd ce zahăr am eu aici. Ai, că am luat eu. Am luat? Da. Păi să știi că nu prea este, numai praf de copt, praf de copt, praf de copt, uite. Dar lasă că am ăștia două. Nu mă fă. Sau cred că am făcut, da, am făcut clătitele, știi? Și am pus acolo. Mami, da. Tu știi că nu se pune mult, oriunde ai face, nu se pune mult zahăr vanilat. N-am pus mult, n-am pus mult și încă mai trebuia zahăr, că am, da? Spus la oameni, da, dacă vor mai dulce, să pună zahăr. Okay. N-am pus. Asta e de știut, că nu se pune, da, da. Nu se pune mult. Deci ăsta e vanilie, cred că. Nu, e lămâie. Lămâie, da. Ăsta îl pun în aluat. Și vezi că e numai jumate. Jumate, uite. Da, numai jumate. Da, și atunci asta te lămâie, uite. Ăla-i întreg. Lămâie, da. Ăla-i întreg. Și ăsta e rom. Și uite, ăsta ți l-am luat pentru tine. Ok. Pune atunci zahăr din ăsta. Da, pune din ăla, că ăla e chiar ca alea la plicuri, numai că nu, ăsta e măcinat și ăla e nemăcinat. Aici mai punem să miroase frumos. Acum eu pun invers, să nu se vadă. Cam câte plicuri ar veni? Două plicuri. Două, ok. Așa. Cam atât. Aici ai untul topit. Zahărul s-a topit aici. Da, se topește la repede. Stai să șterg plita. Da. Și ia ca așa, începem activitatea. Cu la Dumnezeu noi. Înainte, eu am spus întotdeauna. Da. Acum să mă scuzați, am și în cap, batic, am și la da, și la gât. Știu și la gât. Poate cineva râde de mine, dar așa e mai bine. Ce să fac? Natalia e acolo. Vezi că joacă. Mi s-a deschis, desfăcut aici, închide. Iar s-a desfăcut. Da. Că e nylon și nu stă. Da, așa de nylon, baticurile de nylon nu prea. Na, aici punem jumătate de kilogram, nu punem mai mult. Uh-huh. Ok. Oh! Na, se mai întâmplă. Jumătate de kilogram, că nu vreau să fac numai două plături. Și pun și drojdie. O las. Uite, jumate. Uh-huh. Natalia vine și ea să vadă ce face bunii. Face mami ceva fain. Să fac prăjitură, mami. Deja s-a apucat la... la mere. E bun, Natalia? Da? Ok.
Punem sare. Așa. Un pic. Dacă vreți, eu vă arăt că e o lingură, da? Văd că cred că stăte în mașina de spălat. Le-am spălat, că i-am dat drumul. Le-ai dat? Da. Înseamnă că umbla cineva acolo. Înseamnă și l-o de reglat. Trebuie să-i dau drumul iară. Da. Nu, lasă. Uite, uite și Natalia. Stai, mami. Acum spune. Ce vrei? Să faci aluatul. A, vrei mere? Da. Dacă vrei, ia și mâncă. Papă. Papă. Papă măr, Natalia. Așa, bravo! Na, hai, pune. Ok. O lingură. O lingură. Eu știu. Da, o lingură. Deci să știe. Da. De-atâtea ori. Ăsta acum cântă aici, că... A, păi... Du-te și pune să vezi. Îl fac eu. E. Gata. Bravo! Deci sare, drojdie, are drojdie, jumate de kilogram de făină și acum o să pui... Da, numai e cam prea cald laptele, să știi. Da? Da. L-ai prea încălzit, așa-i? L-am prea încălzit. Da, s-o prea ce să pun așa repede? Tot așa într-o oală rece, știi? Sau acolo. Știi ce fac și eu ca turcoaicele? Pun apă rece. Oh, așa fac ele? Da, da. Da? N-am știut. De fapt, tu te uiți la ele. Turcoaicele jumate pune apă și jumate... Așa. După câte am înțeles că turcii sunt la fel ca noi, nu? Aproape. Sau? Nu știu. Nici, așa am înțeles, am, nu știu nici eu sigur. Cu semințele, da. Că ei au semințe și mâncă semințe, știi? Așa cu coajă. Da. Ce face? Semințele, cum mâncăm noi semințe cu coajă, știi? Adică... Cum să... Noi nu mâncăm cu coajă. Nu cu coajă, mă refer așa, semințele necoji... Na, cum să mai spun? Na. Am văzut eu că ei mănâncă, au așa pachete. Cum și avem mâncă sămânță. Da, mâncă sămânță, da. No, și numai româncile și turcoacele mâncă sămânță. Să știi că în Austria și în Germania, unde am fost, nu. Ei nu au așa ceva în magazine. Și nu, nu i-am văzut niciodată să mănânce. Mâncă alune. A, exact, alune. Ei mâncă alune. În sfârșit mă duc să aduc ou. Să nu uit ou. Ou. Deci s-o frământa și acum punem un pic. Sau câte ou pui? Unu? Vă rog. Deci așa trebuie să fie aluatul. Ia-ți la mine că nu pot. Așa. Mami, ouă! 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 Vezi? Vezi, mami, ouă! Ouă! A piu, că anche... Da, piu, a făcut ouă, da, piu. A piu. Piu a făcut ouă, vezi? Da. Crede-mi, da, ceva nu m-am găsit. Nu basta. Nu basta, nu lasă acum. Așa ca pe iuții. A, Ce zici, mami? Ceva de Luci, o zic. Da? A, că a fost la Luci și-o da. Văzut? Am înțeles. Da. Deci prietenul lui cuscra mea, mama lui Angie, îl cheamă Luci. Și ea a fost la Luci și-o văzut acolo puiul în da. Ou. Deci am înțeles. Le descoper eu. Asta știe tot. Știe săraca, nu prea încă nu-i... Nu și-o dat drumul. Să vorbească așa cum am vrea noi. Mami! Da, o.
Acum îi desleagă Dumnezeu limba. Că așa văd că vorbește corect mami și mai multe. Trebuie să zică ea și rest. Mâncă măr, Natalia. Deci, am pus sarea, am pus drojdie jumate, am pus laptele care era cu zahăr și vanilie, am pus 3 ouă, în laptele ăla a fost și untul, jumate de unt. Okay. Ca să știți da. Ce am făcut aici cu aluatul ăsta. Am văzut, Natalia, am văzut. Ea are cuvinte mai mult, Natalia vorbește pe engleză. Acum a arătat că a luat măr răzălit de aici și a pus aici. A zis, mami, look. Look, mami. Ce să facem dacă tabletele astea învață copiii și engleza? Na, uite, aluatul deja face bășuci. Că e bine? Uite, deja au făcut bășucă. Și acum punem făină cât cuprinde. Da, da. Și Natalia fluieră. Natalia fluieră. Natalia... Uite, pe bunică îi bășuci. Uite, stai da, că vă arăt. Da, uite, acum se spart. Natalia, de când era mică, fluiera. Cine ești tu? Eu un fluieraș? Spune la mami. Cine ești tu? Eu un fluieraș? Eu Iuci. Cine ești tu? Cine? Ți-e dor de Luci? Nu. Nu ți-e dor de Luci? Ia să împacă, vine cu Luci. Vine mâine, mama. La noi, eu zic că vine mâine. Da? Da, are pățiții ăla negru. Da. Deci puneți făină cât cuprinde. Da, da. Deci dacă vreți mai multă compoziție, puteți să faceți mai mult. Eu atât am vrut. Dacă vine în două, îți două. Da. Eu așa am vrut. Cine mânca atâta prăjitură? Aseară așa căutau după dulce. Da. Și tata și mama și fata. Păstri! Păstri căutau. De când am avut corona asta, nu știu ce s-a întâmplat cu noi, dar parcă... Natalia astăzi nu o mânca foarte mult. Astăzi. Și eu am mâncat de dimineață și după aia acum am mâncat. Dar așa o foame din aia, știi cum? Să mânci tot. Tot ce găsești. Eu pot să spun că iau niște vitamine. Cum le cheamă? Molecum? Nu mai știu. Nu știu. Are așa un nume. Are vitamina C, 2000. Da, apele A. Și are ce mai? Vitamina D. Vitamina D3, cred și că. Și nu mai știu ce mai are. Zinc. Și zinc, 3 vitamine. Dar atât am vine să mânc, am zis că corona asta mă îngrașă. Da. Vii aici la mama? Da. Ok, nu hai. Dar de ce vrei să vii la mami? Uite așa. Și eu pun aici să se să crească ce un pic. Da. Și după aia termină. Trebuie acoperit. Da. La acoperim un pic. La Natalia ei trebuie să mă surce pe mine fix când filmez. Asta e. E puiuțul tău. Da. Natalia, e puiuțul tău. Natalia,
Tu ești puiuțul alu Mătră. Se și râde. Daci e puiuțul meu. Tati tău e puiuțul meu. Începem merele. Când am curățat merele, Angie a fost cu fiică sa. Nu știu unde. Am zis că nu mai aștept după ei. M-am ocupat cu Natalia că eu a început să-i fie foame și ei. Nu știu de ea nimica și trebuie să mă ocup de ea. Neapărat și am zis că lasă, că acum oamenii știe cum să curăță, cum să răzălesc. Numai când se pune zahăr sau scorțișoară sau din asta. Surpriză! Ce-i baiu, să nu spun. Dar eu am scorțișoară. Păi știu că ai. Ai acolo sus. Aici mai avem... Eu cred că ar trebui să merem să mai facem niște cumpărături, că nu prea mai avem nimica. Deci am pus zahăr. Cât zahăr un plic în ăla de... Mai puțin de un plic, am pus și în alua. Ah, ok. Deci să zicem că, nu, 60 de grame. Aproximativ. Da, după gust. Da, după gust. Dacă vreți dulce, dulce, puneți mai mult zahăr. Dacă nu vreți dulce, dulce, puneți mai puțin. Cum vreți. Nu-i neapărat cum facem noi. V-am zis și la condimente, la mâncare. După gustul dumneavoastră, nu cum facem noi. Cum vreți voi. Uite, nici eu nu pun scorțișoară multă, să fie iute. Da, da. O linguriță, dacă pui suficient, da, întrebă cât mult. Vreți. Cum vă place vouă. Și zahăr, mai ai tu bine la măcina. Nou. Dacă pun zahăr din ăsta mai mare... Are ceva dacă pui nu, aici? Nu, nu, lasă mai. Da, acum pun și zahăr din ăsta la un pic, nu mult. Dar chiar dacă nu e zahăr, nu e gustos. Atât. Așa, să văd ce o ieși. Deci pe pune și voi așa cu mâna. Acum pune după gust. Da, cum e așa cu mâna, e cam o lingură, nu? Așa e. Acum aproximativ. Nu știu eu. Dar ce vreau să spun, că alții acum face cu lingura și cu lemn, lingură de lemn, da. Așa. Da, eu aici în mână sunt zahărul, sunt unde trebuie amestecat și cum trebuie amestecat, sincer vă spun. Știu că nu-i frumos cu mâna. Da, asta e. La țară cum se face? Acum țară, nu țară, dar eu așa sunt mai bine cu mâna. Da. Da, acum gustă tu să vezi ce e aici. Gust talent. Mai trebuie zahăr sau nu? Nu. Nu mai trebuie. Nu mai. Deci merele sunt pregătite. Poate un pic de scorțișoară. Nu mai pun scorțișoară. Dacă pun, știi? Că scorțișoară știu că am pus de scurt. Ok. Acum nu se simte că încă nu-i la căldură acolo cu zahărul și când se face să lasă. Exact. Nu facem aluatul acum. Ne pregătim să-l întindem. Uitați ce fain a ieșit aluatul. Uite ce bășucuț are. Da. Mă întindem. Deci altă modalitate de întins. De întins a luat. Uitați, vedeți? Nu că v-am mai arătat eu că da. am mai făcut strudel cu vișine și v-am arătat, dacă mai țineți minte, că atunci iasă numai pături, când a luat-o-i subțire întins,
așa, subțire. Și atunci se pune unt pe el. Faceți așa cum zic eu, că o să vă iasă bine. Se întinde untul pur și simplu, uite așa. Ca când faci haioș. Știți? O spus cineva că să facem haioș, dar am spus că n-avem cum, că nu avem o sânză din aia, a, știți? Se poate face și cu unt și cu untoare. Da, da. Se poate face, dar e mai gustul cu... ăla, da. Ca când e iarnă, nu-l ai, n-o să-l obții. Da, așa e. Maica mea făcea în fiecare iarnă haioșe din alea. Da? Uh-huh. Făcea... Așa de bune erau, cu gem făceam. O să faci haioșul cu ce vrei, da. Cu gem. Cu... Eu puneam gem și nucă măcinată. Mm-hmm. Da. Și atunci avea gustul ăla așa plăcut. O să pui ce vrei. Nu vrea să se... Nici mm-hmm. să... Stai așa. Nu știu să vă spun nici de unde a fost doamna aia care v-a spus că a fugit așa înaintea mea ca un copil. Dar nu știu de undeva, câtă Lipova, dar nu știu unde exact. Și a zis că, fiindcă a pus untul ăsta așa cum pune acum, i-a ieșit un strudel cu, nu știu ce-a făcut ea, cu vișine, cu vișine, au zis. Da. Și-a zis că a ieșit bestial. Doamne, că așa de bun a ieșit. Nu, uite, din cauza asta, să știți, uite, mai m-a rămas din ăla jumate. Din cauza asta iasă așa bun. Așa. Fac așa să se facă priză foițele, da, alea, știți? Oare cât m-ar trebui mie? Cam atâta? Pentru o pătură mă refer. Păi... Cam așa, că vreau să o fac mare, să mă scăme repede. Ah, ok. Știi? Mm-hmm. Uite așa. Ar trebui să dau drumul la cuptor. Acum am vrut să spun că ar trebui să dăm drumul la cuptor. E bine așa, da? Da. Am simțit ceva la mână. Ce ciupă? Și uite, o coajă de ou. Dar cum am scăpat mie? Coaja aia de ou. Se mai întâmplă oricum. Nu suntem toți perfecți acum că vezi, Doamne, să nu ne scape ceva. Acum o întind așa frumos, da, nu? Întind. Puteam să o mai las să se odihnească puțin acum, după ce procedura am făcut eu, dar v-am spus, eu mă grăbesc. Trebuie întins. Întindem. Vă arăt imediat cât e de subțire aici.
îi subțire bine, da, trebuie să fie ca subțire, să nu fie aluatul gros. Am văzut undeva că s-a rupt, dar nu știu unde. Cred că e bine așa. Mai pui unt? Mai pun un pic. Și aici. Exact așa ia saluatul ca croissantele alea când le cumpărați, știți? Că este croissante. Sau zic eu bine la croissantele alea. Da, da. Așa se zice, nu? Da. Cornurile alea cu unt. Cu unt. Așa. Și acum aducem merele. O lăsat apă, să știți. O lăsat apă, că am pus zahărul. Și acum mai strecor eu cumva, că n-aș pune gris. Aș putea să pun gris, dar nu vreau. Că sunt de dacian și nu-i place. Dar nu avem amidon. Ba, este acolo sus. Serios? Da, este amidon de porumb. Ok. Este. Atunci facem în felul următor. Am strecurat ceva aici. Și atunci pun amidon. Totdeauna când se pune zahăr, ai pus pe pătru și ai pus direct în cuptor, dar dacă lași, normal că se face numai apă. Da, nu e nicio problemă. Și dacă lăsați apa asta, atunci vă dea seama aluatul cum iese... Devine necopt. Da. Știți? Da. Că zice alții, oh, păi ai scos toată vitamina din mărul ăla. Sau toată dulceața care am pus eu cu zahăr. Dar eu pot să mai adaug un pic de zahăr dacă e până acolo, dar nu cred că e nevoie. Dacă nu vreți ca să scoată zeama aia, puteți să puneți gris, ca să nu vă iasă aluatul așa necopt. Da, dar nu are gustul ăla atunci așa. Știu, mult. Dar nu. Acum fiecare face cum vrea. Noi așa facem, așa ne placem, dacă voi vreți să nu scoateți zeama aia, puteți să o lăsați și să o puneți așa, nu e nicio problemă, cum doriți. Nu vă obligăm să faceți cum facem noi. De parte de mine, da. Dar eu zic că așa ar fi bine cum fac eu, acum nu știu. Acum fiecare cum dorește. Nu știu dacă zic eu că e bine cum fac eu, dar vă arăt. Da, o să vă arătăm, da. Câte zahăr am lăsat. Mă, depinde și de măr, că este alte mere care lasă apă multă, este care nu. No, ce-ar fi făcut zama asta aici pe pătură? Da. Să fi pus așa să nu bag în seamă că are zama, da, asta. Și mai ales că e cu unt. Deci nu-i aluat de cozonac, știi? Și ăsta e cu unt și ăsta mai lasă și un pic așa aluatul moale. Nu știu unde e pus ăla în galben, unde e pus, ia, nu mai vadă ochi? Dar ce-i cu tine? Nu știu. Tanti. Mai pun un pic de zahăr. Un pic de zahăr, așa. Uite așa, dacă tot am scos dulceața aia, ca să nu zicem că am făcut. Și atunci pui un pic de amidon? Da. Aici e sus? Da, acolo e sus. Pune și un pic de amidon? Da. De porumb. Uite așa. Și atunci nu mai avem probleme. Da. Amidon de porumb.
să puneți și dumneavoastră, dacă vreți, bineînțeles, sau gris. Și dacă mai vedeți că fac și așa... Să fie un pic acrișor. Da. Și gust de lămâie. Nu pui și un pic de esență de lămâie? Poate că pun. Puțin așa. Sau de vanilie. Nu, nu. Știi? Mai. Nu mai. Nu mai. Uite, jumătate pun. Aia care zis că aia e jumătate. Aia care am zis că e jumătate, da. Pun șase. Și acum se amestecă? Sigur că da. Și minunat așa. Da. A fost dacian la o familie care avea grijă de băiatul al familia aia. La 17 ani a sărit în apă. La 17 ani a sărit în apă băiatul ăla și a dat cu capul de ceva de acolo un, în apă. Da. De un butuc, parcă, sau da, așa de ceva. Un butuc, da. Și... nu s-a văzut în apă butucul ăla și el a sărit ca să înnoate. Și dar, din păcate... nu a mai primit aer. Nu s-a mai oxigenat creierul. Creierul, da. Vreo jumătate de oră, parcă. Și a rămas sărac copil, legumă, cum să zice, era în căruț. Și... dar ce am trebuia să... ce trebuia Dacii? Parcă să-i schimbe numai borcanelul ăla. Avea perfuzii sau borcanel cu mâncare, care se alimenta? Da. Care se alimenta. Deci Daci n-avea ce lucra acolo, dar trebuia copilul ăla supravegheat. Dacă mai era că să și neca și trebuia repede să-l ridice. Nu, în sfârșit ce vreau să spun, că așa bine ne-am atașat noi de familia aia. Vreo 4 ani o lucra Dacian acolo. Avea sondă în burtă. Nu știu, și... eu nu știu așa multe. Da, avea sondă din aia în burtă. Deci ați văzut cât alimenta. Mere, cât măr am pus aici, da. Foarte mult. Foarte mult măr am pus. Și cum zic, eram foarte bine cu mama lui băiatul ăsta. Și când vinea Dacian acasă, că tot așa lucra o lună, o lună, și când vinea acasă Daci și pleca înapoi, eu îi trimiteam totdeauna numerea Dacian cu mâna goală de aici, de în România. Până și roșii i-am trimis, dar și-au făcut suc de roșii. Și ce vreau să spun că am făcut tot așa, o prăjitură, dar am dinstuit merele pe foc și am pus lămâie, am stors lămâie să fie și un pic acrișor. Și nu mai știu ce prăjitură, că știu că două erau. Două feluri, dar nu, a doilea fel nu mai țin minte care a fost ăla. Aici se bag așa nuntru. Așa. Îmi pare rău că nu am o tavă anume pentru două, nu. Deci acum o să se lărgească, să face urâtă, că nu am eu tavă aia îngustă. Asta e prea mică, așa-i? Da, e prea mică, normal. E bună asta. Asta e bună. Da. Asta e. Mi-au ieșit din aia. Și, cum zic, am trimis două feluri. Și-o întrebat Dacian, nu, care ți-a plăcut? Nu pot să mă decid. Atâta i-a plăcut de tare. Cum zic, nu poate să se decide că care e mai bună.
Așa. Cam așa. Și acum o faci pe asta la altă, așa-i? Da. Dar vrea unt mai, Andrei. De unde mă duci unt? De la unt de la tine? Cred că mai am eu. Du-te un pic așa. O adus Angie unt de la ea din bucătăria aia lantă și ăsta era din frigider și atunci l-am încălzit, l-am pus pe cuptor, că era... Cam atât. Pune mere multe, din abundență, să fie, nu să-l cauți. Mă... Și să știți că a fost mere 2 kg, v-am spus, cred că nu? Da. 2 kg de mere. Dacă mai trebuia mai o coardă din asta, trebuia mai 1 kg. Știi? 3 kg. Da. Și atunci, din 3 kg, îți iasă tricors. Tri pături. Ca să fie măr mult. Că poți să pui și mai puțin. Dar cine are pom acasă, nu mă cântărește. Pune la ochi. Da. Și vede la urmă cât o fi. Gata. Bine. Ați văzut ce bine îi dacă pui un pic de mâncare să faci? Că de aceea nu vine și o să îi foame. Și s-o mai așteaptă mămăliga. Și-o pus în farfurie și-o plecat. Cu toate că în frigider este și supă cu tăițăi, mai este, nu mai știu ce, că nu vreau să mint. Ce mai este, Anci? Mai este acolo și este pește. Pește, cum a făcut ieri, poate ați văzut peștele ăla. Păstrăv. Păstrăv la cuptor cu cartofi. Mai este și salata aia care am făcut-o eu ce am visat. Ia! Și aia e acolo. Deci... Avem mâncare. Dar am știut că nu o să mânce mâncarea aia. Păi noi întotdeauna mâncăm numai mâncare proaspătă. Nu știi tu. Eu am știut noi că așa nu suntem. Că de-aia am făcut. Acum spuneți dumneavoastră, cum să nu iasă plăcinta asta bună? Eu am făcut-o așa cu drag și cu plăcere. Și atunci dacă faci ceva cu drag, da, îți iasă și bine. Acum pun un pic aici să nu se prinde una de alta. Cu toate că am eu loc unde să... Un pic de unt? Da. Să știi că nu mai fac două sucituri. Fac trei. Dar e bine așa. Mai aveți merele să nu iasă. Dar nu, că... Mama, așa... Ce ștrudel o să iasă sau ce... Așa faine, cred că o să iasă. Da, ui! O să iese fain. De ce te feliu? Tocesc atâta cu mâna, fiindcă nu vreau să iasă înalt, să iasă așa mai... Asta nu... Mai repede îi bag, mai repede cu
Acum, mere. Ce să pun eu deasupra? Ca să mai crească un pic, să mai lasă să odihnească? Nu, dragă. Da? Să-l umb. Ah. Am numai buș. Gălbănuș, să spar gălbănuș. Păi da, trebuie gălbănuș. Are un gălbănuș. Un gălbănuș? Da. Dar tu vrei să fie așa? Tu da, 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 să nu fie în sus. Okay. Ca plăcinta cu mac sau cu brânză. Știi? Mm, ok. Eu vreau așa. Să nu fie în sus, să fie așa. Tu nu știi cum e bagli când îl... Da, știu. Când strudel cu ceva. Strudelul, știu că e cu foietaj, nu? Strudel, ha? Nu. Nu? Da, acum punem ou. Da. Ouț? Uh-huh. Unde e peria mea de aici? Cred că în mașină. Când a venit periuța. Ai făcut cu mânuța. Da, ce? Păi da. Ce crezi tu? Acum faci da. Cu periuța. Doamnelor, am pe... Nu mai faci cu mânuța. Gata. Da. Și uitați, așa ne-a ieșit nouă bagli cu mere. E strudel. Strudel, bagli, eu nu știu ce strudel. E. Ea zice că e strudel, dar... Vai, dar ce grea îi! No, bine, acum... Până ce îmi iau papucii, tu deja ai băgat la cuptor. Așa, deci lăsăm la cuptor, o să vă zicem cam câte minute. La 200... La 250 acum, lasă așa? Așa. Ok, și cu ventilație. Deci am lăsat la 250. Acum câte minute o să vă zicem la final, când e gata. Nu? E coaptă? Coaptă. Vezi? Coaptă. Dacă așa arată. Da, arată bine. Adică da? Da. Punem acum un pic de zahăr, că ăsta stă aici dacă e caldă. Așa. Gata. Dacă vrei, Angie, fă-i poze, că după aia tai. Să vadă cum a ieșit. Eu totdeauna n-am lăsat până a doua zi ca să arăt. Eu am arătat pe loc. Uite cum iasă apă. Pe direct. Uite. Dar ce fain a ieșit. A ieșit fain aluatul. Chiar a ieșit fain. Asta e o bunătate. Chiar a ieșit super aluatul. Super, uitați acolo. Wow! Beton! Pun așa să se licească mai bine. Uh-huh. Eu aș mai tăia, dar cam nu prea e indicat să tai. Poate mâncă Natalia cu Dacian. Da, o să mânce. Da, dar e ars. Deci o stric. Știu, o tai acum. Dar acum ne permitem și noi să facem ce vrem, că ne-s acasă. Nu suntem la străini. Uitați acolo. Ce bine a ieșit! Wow! Super! Dar ce bine miroasă! Da! Eu care nu prea am așa mirosul, că de-abia acum încep să-mi revin, dar miroasă... Uitați că s-o și rup din cauza că e fierbinte. Da! Uite așa arată! Uitați! Ce bine arată! Super! Da.
Și coaptă și de dâng jos și de asta. Da, uite și de dâng jos cum e. Uite. Uitați, vedeți ce super e coaptă. Și moale, faină, ți se topește în gură. Chiar e super. N-o să vă dezamăgesc dacă faceți cum am făcut eu. Da. Deci puteți face liniștite, fiindcă asta e cel mai principal dacă faceți cu untul ăla, prima dată o întingeți, după aia o faceți așa rol și după aia împărțiți în două, în trei, cum vreți, cât vreți să aveți și tava sau eu știu. Și deci eu de-aia tot am aplec. Am așezat-o așa. N-am vrut să fie așa ridicată în sus, da. Să fie așa felie cum e aici. Vedeți? Așa am vrut eu să iasă. Să fie așa. Da. Să nu fie din aia crescut așa în sus. Așa am vrut eu. Ca la cofetărie. Da. Arată super. Dar și are camera. Acum, uitați ce bine arată. Și aceasta este realizarea mea. Da. Chiar arată mulțumim, bine. Mulțumim, domnului, că am putut să faci. Da. Vă doresc numai bine, pacea lui Domnul Iisus Hristos să fie cu voi. Și să vă ajute Dumnezeu să faceți și voi așa ceva. Uitați aici cât e de moale. Vedeți? E moale, da. Foarte faină, foarte faină. Domnul să fie cu voi. Pacea lui Domnul Iisus Hristos. La revedere! La revedere!